Băieții l-au cam bârfit pe Raul, au vorbit despre el în absența lui, dar totuși Raul a apreciat faptul că aceștia nu l-au jignit, nu au adus cuvinte jignitoare la adresa lui. În schimb, au spus printre altele că i-ar plăcea circul, că se cam victimizează. Mirela și-a auzit și ea numele și uh, i-a spus lui Robert că a observat uh, faptul că tot o aduce în discuție și Robert îi explica faptul că nu a spus nimic negativ la adresa ei, iar ea insista să nu îi mai pronunțe numele. Și l-am auzit pe Robert spunând că asta nu prea se poate pentru că acolo în casă vrând își dau cu părerea unii despre ceilalți. Nici lui Stelian nu i-a convenit că Ramona a fost adusă în discuție, dar totuși, față de zilele trecute, Raul a fost foarte calm și a spus că apreciază că nu l-au jignit, nu a ripostat, nu a atacat, cel puțin acum în live era foarte liniștit.